Bună seara, suntem în emisie directă, rămânem în continuare interactivi, scrieți-le pe pagina noastră de Facebook sau adresați întrebări acolo, ele vor fi readresate invitațiilor noștri din această seară. În ediția specială a emisiunii Bună seara, dezbatem o reformă controversată, cel puțin în cuvinte, care, într-un fel, cutremură societatea, cutremură Republica Moldova. Discutăm în această seară cu doamna Liliana Niculescu Onofrei, deputat PAS, președintă Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Bună seara! Bună seara! Domnul Igor Șarov, rector Universitatea de Stat din Moldova. Bună seara! Bună seara! Domnul Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării. Bună seara! Bună seara! Și doamna Ala Darovana, deputat Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Bună seara! Bună seara! Trebuie să spunem că a mai fost invitat domnul Eduard Coropceanu, rector Universitatea de Stat din Tiraspol. Avem confirmarea că va veni. Dacă vine pe parcurs, se va alătura discuției noastre. Reforma învățământului superior. Pro sau contra? Un minut de argument și de ce sunteți pro sau de ce sunteți contra. Vă rog! Este vorba, în primul rând, de consolidarea învățământului superior și cercetării, cred că așa este corect să zicem, și este destul de întârziată această acțiune. Este importantă din punctul nostru de vedere pentru că se adresează studenților, profesorilor și cercetătorilor. Pentru studenți trebuie să asigurăm un proces de învățare care să fie foarte legat de ceea ce înseamnă cercetarea modernă. Pentru profesori și cercetători să asigurăm aceste opțiuni de consolidare, de conlucrare, așa încât să avem universități competitive care să ofere cel mai bun program pentru copiii noștri. Deci pro-reformă, este foarte clar ceea ce ați spus. Domnule Șarov. Da, susțin de asemenea această reformă. În repetate rânduri m-am pronunțat pe parcursul anilor. Avem mai multe argumente în acest sens. Pe de-o parte avem o descreștere a numărului de studenți. Cifrele sunt unele care denotă un fapt existent în sistemul educațional din Republica Moldova, de la 132.000 în anul 2007 până la 52.000 în anul 2020. Și dacă ne uităm la studii, ne uităm la datele Biroului Național de Statistică, vom vedea că către anul 2027-2030 această tendință se va păstra, pe de o parte. Pe de altă parte, avem instituții superioare de învățământ foarte bune, avem rectori buni, dar în toată această perioadă de timp, numărul instituțiilor publice, în condiții de descreștere și numărul de profesori a rămas același. Se primește un nonsens. Deci, micșorarea numărului de universități este una inevitabilă și în același timp trebuie să punem accentul pe oameni. Noi nu vom putea să rezistăm dacă nu vor investi în cadrele didactice universitare, de la creștere salariale și cel treilea moment, probleme legate de infrastructură. Deci, luând în considerație aceste trei componente, reforma era inevitabilă și dacă observați, astăzi toți actorii recunosc acest lucru. S-au produs discuții, veți vedea că cum trebuie să fie această reformă. Vom ajunge, haideți să finalizăm minutul de început, vom ajunge la dezbateri, la bani mărunți vom lua aceste lucruri. O precizare doar, ați spus că avem rectori buni. Dumneavoastră intrați în lista celor buni sau nu? Cum credeți dumneavoastră personal? Trebuie să mai demonstrez, am o experiență abia de un an, deci timpul va arăta. Toate se demonstrează în timp și nu trebuie eu să-mi dau această calificativă. În primul rând, colectivul Universității de Stat din Moldova, care mă mândresc. V-am întrebat pe dumneavoastră extraordinar. Acest colectiv nu este în fața, în acest studio acum. Domnule ministru, sunteți pro? De ce sunteți pro? Noi am inițiat această reorganizare și modernizare a universităților și a sistemului cercetare și am argumentat necesitatea acestei reorganizări și modernizări. De fapt, despre aceasta discutăm mai mult de 7 ani, chiar și mai mult, doar că cu 7 ani în urmă a apărut primul studiu serios care a argumentat necesitatea unei astfel de reorganizări, care era mult mai amplă decât am propus noi acum. Și aceasta este necesar pentru ca noi să putem dezvolta sistemul de învățământ superior și sistemul de cercetare, fiindcă este în descreștere numărul de studenți, este vârsta medie a cadrelor didactice, a cercetătorilor este foarte înaltă. În ultimii ani, puțini tineri au venit în sistemul de învățământ superior și cercetare și noi trebuie să concentrăm resursele și să dăm o șansă acestor sisteme să se dezvolte. Pentru aceasta
Noi nu vom lua niciun ban din cercetare, dimpotrivă vom da bani suplimentari universităților pentru ca să modernizăm universitatea. Ați anticipat probabil niște întrebări de ale mele sau niște lucruri care circulă pe internet, pe rețelele de socializare în această săptămână, dar haideți să discutăm iarăși după doamna Darovană, vă rog. Da. Bună seara, stimați cetățeni, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată astăzi să-mi expun viziunea mea personală și a fracțiunii pe care o reprezint vis-a-vis de educație. Ori toate ieșirile mele, sau mare majoritatea ieșirilor în public, sunt legate de domeniul social. Totuși, de ce am venit astăzi să vă expun viziunea fracțiunii noastre vis-a-vis de educație? Fiindcă toată activitatea mea profesională ține de domeniu, atât didactic cât și științific. Pe parcursul de când mi-am făcut studiile și ulterior de când am început să activez, am trecut prin sistemul educațional de tip sovietic când mi-am făcut studiile și ulterior cu o mulțime de reforme. Una mai reușită, alta nu prea. Dar că toate acele reforme au fost discutate cu noi, au fost luate concluzii independente de propunerile noastre. Deci acum despre reforma inițiată acum de către guvern. Noi nu suntem definitiv contra această reformă. Noi nu suntem pro această reformă în maniera în care ea a fost concepută. Deci nu se face o reformă într-un domeniu foarte important, de acest domeniu ține viitorul țării Republica Moldova, cu anunțul într-o zi la televizor de către domnul ministru și ulterior cu implicarea în doar 2 luni de zile. La sigur că dacă se va oferi pentru petrecerea acestei reforme un an, să zicem că de la anul, de la începutul noului an universitar, să intrăm cu un sistem nou educațional, un sistem în care activitatea didactică de către profesori va fi îmbinată cu activitatea științifică, iar studenții de asemenea ar putea aceste două domenii să le îmbine, universitățile reușind să se dezvolte mai bine prin atragerea de fonduri, prin diferite studii științifice, atunci la sigur o să susținem o astfel de reformă. Mulțumesc. Am înțeles pozițiile dumneavoastră. Doamna Darovană, doar atât să înțelegi. Dumneavoastră cereți o amânare a reformei și nu respingeți reforma. Da, deci noi nu respingem definitiv reforma. Noi considerăm că este nevoie de o reformă în sistemul educațional. Noi nu acceptăm reforma în maniera anunțată de guvern. Ce nu vă convine? Ca să înțelegem și noi. În primul rând, nu ne convine că am fost anunțată peste noapte, nu a fost discutată. Între doilea rând, sunt mai multe care nu ne convin. Sper că pe parcurs să le expunem, da, ca să nu vă ofer acum toată informația. Anterior ați spus că de 7 ani se știa de această reformă, a fost inițiată. De ce a fost anunțată peste noapte și am pus ghilimelele de rigoare, ghilimelele vin de la doamna Darovană, vă rog. Nu cred că a fost anunțată peste noapte. Deci, într-adevăr, primul studiu a apărut în 2015, care prevedea exact aceste reorganizări, atât a universităților, care o universitate absorbe alte universități, cât și integrarea instituțiilor de cercetare în cadrul universităților. Acel studiu mai prevedea și alte schimbări în sistemul de educație și cercetare, de exemplu, crearea Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ceea ce s-a întâmplat pe parcursul timpului din 2015 încoace. De asemenea, prima comasare deja a câtorva universități a avut loc în 2020, deci acel studiu se implementează doar că foarte lent. Trebuia mult mai radical să se produc această reorganizare conform acelui studiu. Din 2015 încoace au mai apărut și alte studii care tot despre această necesitate specifică și concluzionează studiile respective. De aceea și ultima discuție publică care s-a referit inclusiv la acest subiect de reorganizare și rețelei de instituții de învățământ a fost în procesul de discuție a strategiei Educația 2030, care am desfășurat pe parcursul anului 2021 și 2022. Avem un proiect acum definitivat, avem obiectivul nou în care specificăm necesitatea... Dar care era motivul că nu ne-am întâlnit în această emisiune, de exemplu, în luna aprilie, mai, și ne-am întâlnit într-o formulă extraordinar de bună pentru discuție abia acum? Explic. Chiar și ultima conferință națională care am desfășurat-o cu participarea mediului academic, mediului științific, profesorilor din școli, organelor locale de specialitate, a fost la începutul verii, în care am concluzionat și am definitivat acel proiect de strategie.
Ce s-a întâmplat pe 27 iunie? Noi am anunțat doar modul în care vor fi absorbite unele instituții de către altele. Și aceasta a fost doar anunțul despre intenția Ministerului, deci să respecte legea cu privire la transparența în procesul decizional. Noi luni am anunțat intenția noastră despre a elabora și aproba un proiect, după care joi am prezentat proiectul Cancelarei de Stat, el a trecut procedura prin ședința secretarilor generali, a fost publicat proiectul, noi acum suntem în proces de discuții, deci se respectă toate rigorile procesului de transparență. Ceea ce se întâmplă pe acest segment sunt dezbaterele publice care sunt obligatorii pentru reforme importante. Da, asupra proiectului care noi l-am elaborat și l-am prezentat la guvern. Dar, de exemplu, domnule Șarov, în calitate de rector, sunteți gata să asimilați pe cineva acum? Da, categoric. Da, știți că... Pentru că ceilalți, am înțeles că nu sunt gata să se lase asimilați. Noi nu punem problema asimilării. Noi vorbim acum de orice decizie care este primită de minister. Și imaginați-vă în situația a Guvernului Republicii Moldova, în care oricare din scenariile care sunt propuse vor aduce la discuții în societate. Acum, timpul va demonstra în ce măsură viabilitatea acestei reforme care a fost inițiată și care cred categoric va avea dreptate. Pot să vă duc doar câteva exemple și inclusiv răspunzând parțial la întrebarea noastră. În anul 2020, atunci când a fost început un proces de reformă în învățământ superior, el s-a bazat pe trei piloni. Primul, aprobarea noii metodologii de finanțare a învățământului superior. Și aici subscriu totalmente la opinia doamnei Nicolaescu, care a spus că reforma a fost întârziată. Da, în 2012 a fost primită o decizie, o hotărâre de guvern, prin care în anul următor, în 2013, 2014, 2015, noi 8 ani am tărganat primirea unei noi metodologii. Cel de-al doilea pilon a fost absorpția a două universități. A Universității Dmitrie Cantemir de către Universitatea de Stat din Moldova și a Institutului de Relații Internaționale din Moldova de către Academia de Administrare Publică. Deci, peste 2 ani, eu pot să vă spun anumite rezultate și cu date concrete să vă demonstrez că acest pas a fost un pas veridic. De ce? La Universitatea de Stat din Moldova au ajuns 13 studenți de la Institutului de Relații Internaționale, de la Universitatea Cantemir 64. Deci noi vorbim de state de personal, rectori, prorectori, personal de administrare, de încălzire și altele și de un număr minimal, nimeni nu poate să mă convingă că studiile de calitate pot să le face în instituții mici. Primul moment. Cel de-al doilea moment, situațiile sunt diferite la Universitatea Cantemir de Ierim. Institutul de Relații Internaționale avea un contract de comodat la colegiul pedagogic, în care plăteau 25% de căldură, 27% din electricitate. Să înțeleg eu, pentru pregătirea unui diplomat, statul a alocat pentru 9 studenți la buget 100.000 de lei. 900.000 de lei pentru 9 studenți. Un program similar la Universitatea de Stat din Moldova era de 12-14.000 de lei. Despre ce vorbim noi? Deci eu vorbesc doar cu cifre, un rezultat a 2 ani, în care a fost demonstrată viabilitatea acestei idei, cred, cu certitudine. Încă un moment, vis-a-vis de capacitatea de asimilare. Toate persoanele de la Universitatea Dmitrie Cantemir care au dorit să revină la Universitatea de Stat Moldova au fost încadrate. Și în funcție inclusiv de conducere. Doamna rector Aurelia Hanganu a devenit prorectora Universității de Stat Moldova, doamna Ana Irhan, șefa pe gospodărie și multe alte lume. Lista poate să continue la nesfârșit. Ceea ce observăm noi, ca o tendință, multe persoane din direcțiile de suport, să zicem, de la cadre, din direcția economică, de la planificare, nu au dorit să angajeze. Cât s-a propus, avem insuficiență de personal. De ce? E una să activeze într-o universitate de 10.000 de oameni și să muncești intens și a doua sunt în zona unui Dar confort. Soluția li s-a dat? Li s-a lăsat această categoric. Opțiune? Fiecare a primit această propunere. Vă rog. Dacă aș putea să completez la întrebarea dumneavoastră cu privire la modul în care reacționează o echipă sau alta atunci când este vorba de un proces de absorpție. În ultima perioadă am discutat și eu cu foarte mulți colegi din domeniu, de la diferite instituții de învățământ,
Și îndemnul meu și concluzia mea este că acesta este, în momentul în care va fi decizia finală și aprobarea hotărârii, acesta este un proces și un efort care trebuie să se întâmple prin consolidare a acestor echipe și deciziile și analiza să se facă împreună. Pentru că, într-adevăr, țin foarte multe aspecte țin de conținutul a ceea ce se oferă în universități, multe aspecte țin de resursa umană și multe aspecte țin, bineînțeles, de patrimoniu. Și aici totul este foarte clar, pentru că ceea ce înseamnă patrimoniul a unei instituții este absolut protejat. Deci, ca să prevenim speculațiile cu privire la ceea ce s-a întâmplat anterior în sistem, niciun element de patrimoniu, fie teren, fie clădire, care aparține unei universități sau care, înainte de aprobarea codului educației, era folosit de o universitate, nu poate fi înstrăinat. Deci este un patrimoniu care ține de domeniul educației și nu poate fi înstrăinat la bunul plac. Poate să se întâmple tehnic. O clădire a unei universități se află într-o margine de oraș, cealaltă se află în altă margine și dumneavoastră vorbiți de fortificare. Cum se fortifică? Dacă e vorba de clădiri, păi noi avem exemple de universități mari din lume care au campusuri la distanțe foarte mari. Deci aceasta deloc nu este o problemă. Dar optimizarea nu se va întâmpla. Domnul Șarov spunea anterior că optimizăm, reducem cheltuielile, nu încălzim, pentru că asta ar fi economie. Evident, Republica Moldova are nevoie de economie. Dar vedeți că toate resursele care sunt acum în sistemul educațional și de învățământul superior, tot aici vor rămâne. Deja aspectele de îmbunătățire a modului de management al resurselor existente ține într-adevăr de managementul universităților. Eu personal sunt foarte sigură că așa cum au putut unele universități să facă proiecte inovative, folosind spațiile care anterior erau în paragină, să facă proiecte interesante, inclusiv cu domeniul de afaceri, cu domeniul IT, să creeze niște spații în care studenții să vină și nu numai studenții de la universitatea în cauză, dar să fie diverse proiecte care integrează studenți de la diferite instituții de învățământ, lucrurile astea se pot întâmpla, dar încă o dată zic, doar dacă este o înțelegere clară că acesta trebuie să fie un efort de echipă. Dacă îmi permiteți și mie să completez, fiindcă la noi s-a format percepția că în cazul absorpției, și acesta este doar un termen juridic, universitatea dispare, dar ea nu dispare. Absorpția unei universități de către altă universitate, de fapt, înseamnă concentrarea resurselor, adică integrarea două colective într-un singur colectiv mai mare. Într-un colectiv în care ambii profesori din ambii universități... O să vă ascult cu multă atenție, dar am o curiozitate. Dacă sunt doi rectori, care rector va fi? Iată, ales, aici, numit? Da. Care își va continua munca? Doar funcția de rector. Unica care dispare? Unica care dispare în cadrul unei fuziuni de tipul acesta. Fiindcă universitatea care absorbe rămâne rectorul, cea care este absorbită, rectorul se disponibilizează. Deci mecanismul este creat. Acesta este mecanismul prevăzut de legislație în cazul absorbției unei instituții publice a altei instituții publice. Aceasta nu înseamnă că rectorul nu va putea fi angajat în nouă universitate într-o careva funcție. Dacă îmi permiteți să revin cu cifrele ce a spus domnul Șarov, dar și să mă adresez și la domnul ministru. Și eu am luat de pe internet niște date statistice, am găsit doar finalitatea anului universitar 2020, în care vede, ceea ce ține de profituri pierderi ale universităților. Și vedem că cele mai mari profituri le are Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică, doar că ea nu este implicată în această reorganizare, optimizare. Universitatea Agrară are 16 milioane 450 mii, Universitatea Tehnică 200 de mii și Universitatea de Stat 51 de milioane. Deci, iată, întrebarea mea apare. Atunci când în Universitatea de Stat o să se integreze atâtea instituții, fiindcă majoritatea și de cercetare și didactice se încadrează în Universitatea de Stat, domnul Șarov, vreau să ne argumentați că la sigur o să faceți față la cheltuieli, domnul ministru de asemenea să ne ajute, fiindcă 51 de milioane este foarte mult și de unde aceste cheltuieli pot fi acoperite ca să, la sigur, să asigurăm continuitatea atât cercetării cât și activității didactice. Da, domnule, mulțumesc pentru această întrebare. Eu sunt istoric, da, istoricul de un jurnalist sau de o reprezentant al profesiei, el apropie colaborarea surselor. Da, când ai un articol dintr-o sursă, te mai documentezi și din altele. Cifrele care le-ați văzut. Și un jurnalist face cam același lucru. Același lucru, am vorbit de istoric și jurnalist. Ar trebui colaborat aceste surse, fiindcă noi suntem la Universitatea de Stat din Moldova într-un proces de transparență și ce se întâmplă astăzi de la universitate, vreau să spun că este o revoluție.
o revoluție digitală, o revoluție de construcție, în care, la capitolul legat de atragere fonduri de la partenerii străini, avem acum, la moment timp de un an, valorificat deja peste 4 milioane de dolari și în perioada imediat următoare planificăm încă în jur de 9,6 milioane de dolari, contractele care au fost deja încheiate, ori sunt în faza de a fi încheiate. Deci, ideea mea principală este următoarea. Spațiile care trebuie să fie valorificate în infrastructură sunt pentru studenți și pentru profesori. Regele Ferdinand spunea că nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește în ea. Deci, două componente sunt profesorii și studenții. Răspunzând la întrebarea noastră, grijă pentru profesori, să nu fim în poziția unui frate mai mare, este una din preocupările ale mele principale în cazul când va fi primit o hotărâre de guvern în acest sens. Vis-a-vis de cifra de 51 de milioane, dacă veți privi cu atenție, veți examina datele care sunt prezentate pe site-ul Universității de Stat din Moldova, veți observa 2017, 2018, 2019, cum treptat cresc pierderile. De la 7 milioane până la 51 de milioane. Dar nu luăm în calcul un singur lucru, amortizarea. Deci valoarea imobililor de la universitate, reevaluarea a fost făcută în anul 2018. Și după aceasta, când observăm de această cifră, deci amortizarea e undeva de vreo 55 de milioane. Noi suntem înărit, suntem respectiv într-o fază de lansare de diferite proiecte, de investiții în infrastructură și aceste cifre nu denotă deloc o stare reală a lucrurilor. Luni, la ora 4, vom avea Consiliul de Dezvoltare Strategică a Universității de Stat din Moldova, unde vom prezenta o informație și vom ieși marți cu un comunicat mai larg vis-a-vis de acest subiect, unde această cifră va fi detalizată. Repet încă o dată, e deloc nu reflectă starea adevărată a lucrurilor la universitate. Da, mulțumesc. Ea este din 2020, am specificat. Când am venit la emisiune, domnul rector, nu am făcut audit al universității dumneavoastră. Știu. M-am documentat, m-am uitat la surse, ceea ce este în presă, da. Și uite, am venit cu așa o cifră, tocmai ca dumneavoastră, să ne răspundeți și să ne spuneți că nu este corect. Și doamna Rovna, eu vă mulțumesc foarte mult. O să asimileze aceste instituții și o să se dezvolte în continuare, în caz că această reformă se va efectua în condițiile în care sunt impuse de către minister și de către guvernare. Dar vă mulțumesc pentru Și eu vă mulțumesc pentru întrebare și aș vrea să precizez încă un moment. Unul din primele lucruri care ne-am făcut în anul 2021, când am fost confirmat în funcție de rector, a fost auditul intern și două audite externe ale Universității de Stat din Moldova, pe lângă Inspecția Financiară, care și-a terminat lucrările sale în luna februarie acestui an și Curtea de Conturi în vara anului trecut. Dar, oricum, noi suntem foarte atenți la oricare din datele care ne sunt furnizate, nu suntem nimeni infailibili, dar eu sunt sigur în potențialul a Universității de Stat din Moldova, oamenii. Oamenii, corpul profesoral, studenții care au adus în permanență faima acestei universități. Nu neagă nimeni. La toate universitățile, corpul profesoral didactic exact. Este super. Ce e că el deja subscriu. Este la o vârstă mai mare decât vârsta medie, tot este o problemă cu care pe viitor o să ne ciocnim foarte mult și care trebuie de început a rezolvat din ziua de azi. Da. Vreau să vă întreb de ce atâta opoziție are această reformă. O opoziție ușor și internațională, cu conotații internaționale, pentru că știți foarte bine declarația Academiei Române, care vă cer, destul de insistent, am văzut acest text, să sistați, să opriți această reformă. Dumneavoastră, care aveți comunicare foarte multă pe plan legislativ, ministerial ați avut comunicare, de ce nu ați reușit să explicați și acolo aceasta, sau n-au înțeles această reformă? Nu cred că e vorba neapărat de neînțelegere, este de înțeles atunci când organizațiile de tip academic, așa cum s-a întâmplat acum, se solidarizează și mai ales cele care au funcționat în perioada sovietică și socialistă după același model. Am discutat astăzi cu colegi distinși academicieni anume la aceste subiecte și în cadrul discuției mi-am dat seama că, din păcate, colegii din România nu cunoșteau aspecte specifice de la noi, nu cunoșteau că există o strategie de țară, Moldova 2030, care este în lucru și urmează să fie aprobată, nici despre strategia pe domeniu, pentru că remarcile dumnealor, ale colegilor din România, erau tocmai că mai întâi trebuie gândit programul de țară. Da, programul de țară este și încă câteva guvernări au tot lucrat la el. Împreună cu societatea civilă și împreună cu toată lumea.
E o situație atunci când entitățile de cercetare și-ar dori să rămână în același format ca în perioada sovietică sau în țările socialiste, dar modelele europene arată un pic altfel și rolul academiilor de știință este altul și rolul institutelor de cercetare care în multe dintre țări sunt integrate în universități, în țările care investesc mai mult în cercetare și pot investi în cercetare, există și entități separate. Și eu am adus astăzi un exemplu și despre Estonia, acolo unde foarte multe instituții de cercetare au fost integrate în universități, dar și viziunea de dezvoltare este de așa natură încât astăzi bugetul Estoniei pentru cercetare este de aproximativ 300 de milioane și de euro, dintre care jumătate vin din bugetul de stat, o parte foarte mare vin din fonduri europene și o parte vin din domeniul afacerilor. Pentru ca să se întâmple cercetarea, aceste fonduri merg atât spre entități publice și de stat, dar și spre entități private de cercetare. Ori noi, în Republica Moldova, nu avem deloc dezvoltat acest lucru. Deci urmează, după acest efort de consolidare, să mergem cu pași de sprijin și pentru a dezvolta acele mici insulițe care abia au pornit de interacțiune cu mediul privat, cu parteneri internaționali. Să sprijinim mai mult aceste comunități care, fiind mai mari, vor avea mai multă putere de participare în proiecte internaționale, în proiectele naționale, la care de asemenea vor trebui să iarăși să treacă prin concurs pentru a obține finanțare. Și asta înseamnă, de fapt, consolidarea acestor capacități. Dumneavoastră, domnule ministru, cu omologul dumneavoastră român, ați avut discuții la tema asta? Nu am avut discuții la această temă, dar am avut discuții asupra proiectelor bilaterale care dorim să le facem. Am avut discuții asupra modului cum putem colabora cu institutele de cercetare și cu universitățile din România. Am discutat despre faptul cum putem beneficia de infrastructura de cercetare din România și crea noi colaborări. Desigur că sunt două modele. Poate fi și un model când institutele de cercetare sunt în subordinea Academiei de Științe, poate fi alt model când institutele de cercetare sunt integrate în universități. Sunt și țări cu diferite modele și la noi în societate există diferite păreri. Dar ceea ce constat eu, constat că după două săptămâni de discuții publice și am avut multiple întâlniri și cu directorii de instituții și cu reprezentanții din universități, am avut numeroase ședințe pe parcursul acestor două săptămâni, constat că nu am auzit argumente care să spună că nu facem ceva bine. Prin urmare, au fost și propuneri pertinente, dar noi le-am prevăzut pe toate în planul nostru de a dezvolta domeniul cercetării și domeniul învățământului superior. Vă citesc eu un argument. Adunarea Generală Extraordinară a membrilor HM respinge vehement proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea prin absorpția unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării. Ați discutat cu ei? Am discutat cu o parte din ei, chiar și unii care au fost la această adunare în care s-a aprobat această rezoluție și i-am convins că ceea ce ne propunem să facem a prevăzut toate elementele care poate încă nu sunt publice, fiindcă noi am publicat un proiect care prevede doar reorganizarea instituțiilor, iar multiple alți pași care trebuie să-i facem pentru a dezvolta și domeniul cercetării și a moderniza universitățile, urmează încă să le faci, să-i facem. Prin urmare, chiar și în declarația respectivă, eu nu am văzut contraargumente. Am spus doar că pot fi opinii și persoane care se susțină un mod de dezvoltare a științei și sunt persoane care consideră altă modalitate, una mai bine. Este absolut adevărat și eu când pregăteam această emisiune, vedeam că toată lumea spune că parțial este de acord, așa cum a spus doamna Darovană, sau chiar sunt în integritate de acord, dar nu vor. Și nu înțeleg de ce atunci. Dar dacă îmi permiteți, vă rog. Vă rog, argumentați, chiar vă rog să argumentați. Da, pentru că este lipsă domnul rector de la Universitatea din Tiraspol. Eu vreau să revin la ceea ce s-a discutat acum, că nu m-a ajuns rândul să spun și eu viziunea. Nu căutați rândul, suntem într-o dezbatere liberă. Nu pot să vă întrerup. Deci, o întrebare, deci, oricum ați decis să uniți cercetarea cu, cu activitatea didactică. Deci, iată, eu am așa o întrebare.
De ce? Academia de Studii Economice, în care a fost sau în care va fi fuzionat, va fi integrat Institutul de Cercetări Științifice și corespunzător va fi, sper eu, cu succes îmbinat cercetarea cu educația și cum se va face cercetare în domeniul economic la Universitatea de Stat, acolo unde este o facultate de economie și care au fost concurenți de fiecare dată. Domnule ministru, nu ar fi mai bine ca facultatea de economie de la Universitatea de Stat să revină Academiei de Studii Economice? Este o universitate care este specializată în domeniul economic, de pregătire a cadrelor. Și profesorii, și studenții și-ar dori foarte mult. Iar ceea ce ține că au venit destul de puțini studenți la Universitatea de Stat, domnul rector, au venit destul de studenți, poate nu au vrut să vină, fiindcă la sigur că acolo erau mai mulți și au ales alte universități decât Universitatea de Stat, că la sigur nu erau nouă studenți la institutul acela care a fost absorbit de către Universitatea de Stat pe care dumneavoastră o conduceți. Trei întrebări. Dacă domnule, să răspund la prima întrebare formulată legată de Institutul Cercetării în domeniul economiei. Și cadrele didactice de la facultăți fac cercetare. Dacă integrăm Institutul de Cercetări Economice în cadrul Academiei de Studii Economice, el va fi un institut de cercetare cu autonomie pentru cercetarea care o efectuează. Aceasta nu înseamnă că un cercetător în domeniul economic din cadrul Universității de Stat din Moldova nu poate lucra în acel institut de cercetare. El ar putea să desfășoare în parteneriat cu alți colegi din domeniu și cercetări. Și chiar și universitățile ar putea crea parteneriate pentru a se dezvolta. Desigur, ne dorim să concentrăm, să specializăm, să avem un specific pentru universități în domeniile de formare care le vor realiza în continuare, dar în acest moment și Universitatea de Stat de Moldova și Academia de Studii Economice au un număr mare de studenți care își fac studiile la domeniul economic. Prin urmare, va fi și o concurență la câteva specialități, va fi concurență acolo unde două universități puternice desfășoară proces educațional același domeniu. De exemplu, economie la Universitatea de Stat de Moldova și la Academia de Studii Economice sau domeniul IT la Universitatea de Stat de Moldova și la Universitatea Tehnică a Moldovei. Și această concurență va arăta în timp care universitate poate să facă mai bine studiile în acest domeniu. E clar că, având specificul Academiei de Studii Economice, noi vom orienta mai multe locuri bugetare, anume pentru această universitate. Dar concurența va arăta, fiindcă noi cunoaștem că, de exemplu, la economie, mulți studenți aplică și la studii contra taxe și atunci fiecare student va alege universitatea după clasament, după studiile și calitatea studiilor care sunt oferite. Deci vreau să menționez, când spunem că integrăm institutele de cercetare în universități, acestea vor rămâne institute de cercetare. Noi păstrăm finanțarea separată pentru domeniul cercetării și noi ne dorim ca aceste institute de cercetare să fie finanțate prin comandă de stat instituțional, ceea ce va asigura un loc stabil pentru cercetători și noi vrem să creștem numărul de cercetători în aceste instituții. Și atunci, dacă este așa, de ce nu ați lăsat ca concurență economie de la Universitatea Agrară, fiindcă această universitate acum este cea mai medializată, toată lumea este contra ca ea să fie lichidată într-o țară agrară ca Republica Moldova și atunci haideți să lăsăm Universitatea Agrară să pregătească specialiști în domeniul agriculturii și să pregătească și niște economiști și niște juriști, să fie concurență pe piață, ca să poată concura, să poată exista și să avem o universitate agrară într-o țară agrară. Da, explic, dar asta nu trebuie să se întâmple în detrimentul specialităților de profil. Și în momentul în care la profiluri care țin de agricultură, horticultură, viticultură, orice are Universitatea Agrară ca prioritate, sunt o treime din studenții universității, trebuie să ne punem întrebări. De ce se întâmplă așa? Dar suntem o țară agrară și doamna Daruvăne, și în acest moment, cu adevărat, am citit și eu acest argument. Și sunt 18 studenți care sunt la tehnologii de prelucrare. Haideți să dezvoltăm agricultura ca să aibă foarte corect, țara Republicii Moldova. De ce nu? De ce nu? Haideți de ce nu? Să motivăm studenții mai mare și să vină care la Universitatea Agrară și să vină acolo inclusiv pentru a face economie și o a doua facultate, de exemplu, sau să-i specializăm pe cei din economie în domeniul agrar, de exemplu. Da? Deci, dar să lăsăm această universitate care este flagmanul educației în Republica Moldova. Da, dar Moldova, noi putem să o sprijinim. Care am fost tot timpul țara agrară. Și eu ziceam și în altă situație, în comunicarea publică, dacă
încercăm să vedem care sunt universitățile cu cele mai bune programe în domeniul agricol. O simplă informare ne arată că astea, din păcate, nu sunt universitățile cu profil pur agricol. Sunt universitățile mari care au și facultăți de profil. Și dacă o să vedeți această listă, o să vă mirați, pentru că cele care sunt pe primele locuri și cele mai apreciate sunt, dimpotrivă, universitățile mari. Da, doamna Onofrie, eu de fiecare dată când fac unele concluzii sau când fac unele analize, încerc să compar țara noastră nu cu universitățile de top din lume. Fiindcă după PIB, după produsul intern brut în anul 2021, ați văzut unde noi suntem, undeva pe lângă Namibia, Haiti, țările din Africa. Și atunci ar fi bine să ne comparăm cu sistemul educațional din țările celea. La sigur că noi acum cu dumneavoastră, nu știu, eu de exemplu nu știu care e sistemul educațional, dar ar fi bine să-l studiez în acele țări. Corespunzător, trebuie să luăm cei mai buni de la toți cei foarte dezvoltați, dar și să mergem pe calea noastră. Suntem o țară agrară, tot timpul așa am fost. Noi nu o să putem să devenim în timp apropiat cu un alt profil de țară. Și, deci, corespunzător, produsele agricole sunt cele care ne permit să existăm ca stat și să înflorim, sperăm, într-o zi. Iar studiile în domeniul agrar trebuie să rămână acolo unde ele sunt. Cum ele pot fi reformate, cum ele pot fi îmbunătățite, să se gândească guvernul, să apeleze la parlament, la opoziție, la societate civilă, la toată lumea, ca să vedem cum reformăm. Noi știm cum trebuie să facem studii. Noi știm... Da. Domnule, dacă permiteți, de acum să nu pierd... Mingea ridicată la fileu. Da, mingea ridicată la fileu, fiindcă sunt trei întrebări la dumneavoastră, doamnă Dorona, și vă mulțumesc pentru acestea. În privința Ierimului, repet cifrele și dacă doriți, am să vă trimit dumneavoastră un răspuns oficial ca deputat. Deci, la sfârșitul anului de studii 2020, erau 309 studenți, din care 9 studenți la buget, 300 la contract. Să înțeleg eu că cei 9 studenți la buget primeau 900.000 de lei de la stat și cifra care ne-a vocerat, 100.000. După ce s-au încheiat anul de studiu, au rămas doar 170 de studenți prin contract, din care cei care am cifra în vocerat-o de 13 studenți care au ajuns la Universitatea de Stat din Moldova și posibil câți mai au ajuns la Universitatea, la Academia de Administrare Publică, fiindcă acolo au fost repartizați cei la master. Sau posibil că au plecat la alte instituții, dar oricum diferența între acestea noi. Cel de-al doilea moment, când vorbiți de o universitate mică, cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova este cea mai mare, după numărul de studenți, în jur de 10.000 de studenți, 1. 2. Universitatea de Stat din Moldova a luat premiul calității în acest an, lider incontestabil în domeniul educației, la concursul care a fost lansat în primăvară. Și Universitatea de Stat din Moldova a fost în acest an cu un sentiment de mândrie, pot să declara acest lucru, cu un an am lucrat la acest dosar. Este unica universitate din Republica Moldova care este admisă în UNICA. Este universitățile din consorțiul universităților europene. Fraia Universitate și așa mai departe. Și al treilea moment, vis-a-vis de problema legată de economie. Eu am o relație extraordinar de bună și am o respect enorm pentru Academia de Studii Economici, cât și pe domnul rector Stratan. Și relațiile între rectori, care erau, țineau de animozități între diferite instituții, din domeniul trecutului. Exact în maniera în care am respect între rectorii altor universități. Dar în măsura în care ne-ați vorbit, spre exemplu, de colaborare, întrebarea care ați dat-o domnul ministru legată de știință, da, avem foarte mulți cadre științifici extraordinari la Facultatea de Economie, dar noi optăm și pentru legătura cu practica. Da, noi des vorbim despre legătura între știință și practică. Am să dau doar trei exemple în ultima perioadă de timp. Exemplu unui imobil care aducea 1.500.000 de lei minus Universității de Stat din Moldova, anual, acum îi aduce 600.000 de lei timp de un an. Al doilea moment, proiectele care au fost inițiate împreună cu colegii de la Facultatea de Economie au adus ultimele trei luni, până în luna septembrie, să ducă încă 1.500.000 de lei. Proiecte inițiate de studenții de la Facultatea de Economie, prin proiecte câștigate de la diferite fundații, numai ultimele două luni ne-au adus 300.000 de lei și proiecte diferite. Deci domnul noi optăm în permanență de legătură cu practica. Universitatea în domeniul economiei, ca să fie una puternică. Domnul rector, dacă e concurență, domnul sfii, rector, 50% din studenții din Republica Moldova sunt încadrați în specializări sociale și economice, deci din care marea majoritate, 18% sunt cei din domeniul dreptului. Deci dezvoltarea vertiginoasă, cum o numiți dumneavoastră, al Universității de Stat din Moldova vine anume de la acești studenți. Și, domnul ministru, poate Universitatea de Stat pune accent
accentul pe celelalte facultăți care sunt absolut necesare Republicii Moldova și care rămân subdezvoltate. Poate din cauza că de la aceste facultăți universitatea există și destul de bine din contul contractelor și corespunzător nu pune accent și nu dezvoltă celelalte la care sunt unele specializări, nu știu, posibil că nu am dreptate, la admitere nici nu se formează grupe din lipsa de doritori de a fi, de a face studiile la aceste specializări. Eu, dacă îmi permiteți, noi dorim să dezvoltăm sectorul agrar. Pentru aceasta noi trebuie, să, în primul rând, să pregătim specialiști bine calificați. Prin această reorganizare care ne-o propunem, noi dorim să îmbunătățim pregătirea cadrelor în domeniul agrar și să aducem mai mult tineri și să îmbunătățim relația între universitate și mediul de afaceri care lucrează în acest sector. Prin urmare, doar aceasta este scopul. Faptul că noi reorganizăm prin fuziunea a două universități, aceasta nu înseamnă că învățământul agrar nu va fi dezvoltat. El va fi dezvoltat de rând cu celelalte domenii care sunt necesare statului. Cu referire la numărul mic de studenți la unele specialități, tocmai că ne dorim să creăm acolo unde acum nu vin și vorbesc aici în primul rând de profesori, vrem să creăm o universitate mare care să fie, să integrăm în colectivul acestui universități două colective puternice cu profesori bine pregătiți de la două universități, să creăm o universitate care va avea și un centru pentru formarea profesorilor, astfel încât să avem tot spectrul de servicii necesare pentru pregătirea resurselor umane pentru domeniul pedagogiei și formarea cadrelor didactice, fiindcă pe parcurs permanent trebuie să învățăm și să formăm profesorii cu diferite metodologii. Domnule ministru, publicul larg întreabă, cei care sunt mai departe de această reformă, care au fost criteriile pentru universitățile care urmează să fie absorbite? Iată, de exemplu, s-a făcut un concurs. Cum s-a întâmplat tehnic acest lucru? S-a întâmplat analizând datele și cel mai bun scenariu pentru fuziunea acestor universități. Dacă vorbim de Universitatea Creangă, ea va absorbi Universitatea de Stat din Tiraspol, va absorbi două institute de formare continuă și, prin urmare, noi integrăm într-un singur colectiv, creăm două colective care pregătesc cadre didactice. De asemenea, aceste două colective, dacă ne uităm pe specialitățile care le pregătesc, ele sunt pedagogice, dar ele tocmai se complementează, adică sunt mai multe specialități. Dar și Universitatea de Stat are pregătirea cadrelor didactice, limbi străine, filologie. Da, noi vorbim mai... și Universitatea de Stat pregătește cadre didactice. Noi vorbim de această universitate care vrem să o facem cu specificul pentru domeniul 11, care este pregătirea profesorilor și cu centrul de formare continuă pentru profesori, astfel încât să avem o universitate mare care să se ocupe nemijlocit de pregătirea cadrelor didactice și să-și obțină acest profil anume. Ceea ce era în cartierul din Chișinău 2, în zona cimitirului Sfântul Lazar, da? Se aduce spre Universitatea Pedagogică, așa înțeleg eu. Da, Institutul de Științe ale Educației de asemenea va fi absorbit de Universitatea Creangă și vom crea în cadrul Universității Creangă un centru de formare a profesorilor. Adică este foarte important să numiți tehnic în ideea reformei pe care o inițiați ce rămâne și ce și unde pleacă. Deci am înțeles până acum că Universitatea din Tiraspol merge spre Universitatea Creangă. În rest, care mai sunt schimbările esențiale? Universitatea Agricolă spre? Universitatea Agricolă spre Universitatea Tehnică a Moldovei. Universitatea de Sport spre Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, Academia de Administrație Publică spre Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, institutele de cercetare sunt integrate în câteva universități. Și lista este publicată, deci vorbim aici SEMU, institutul care se ocupă de economie. Dacă este necesar, eu pot să citesc această listă, dar ea este cunoscută deja. Este destul de lungă și să pierdem timp. Este mai important să înțelegem unele lucruri a fond. Îmi scrie Petru Caduc, antrenorul Petru Caduc, în acest moment. Universitatea de Sport este unica instituție de învățământ care pregătește profesori de educație fizică și antrenori
de diferite probe sportive din Republica Moldova, de ce trebuia lichidată, ce se întâmplă în sportul de performanță, care e strategia pentru pregătirea sportivilor pentru Olimpiada din Paris din 24. Cel mai important să înțelegem că nu lichidăm nimic, dar dezvoltăm și modernizăm. Fiindcă această reformă nu presupune lichidarea, dimpotrivă, doar concentrarea resurselor, investiții suplimentare, și aici vorbim de 700 de milioane de lei care vor fi alocați pentru modernizarea universităților, și aceasta doar va îmbunătăți calitatea studiilor în universități și va îmbunătăți infrastructura și dotările din cadrul universităților. Doamna Darovană, sunteți de acord? Deci eu cu domnul ministru am spus din start că noi nu suntem de acord cu cum se face această reformă și mi-am expus până acum de ce nu suntem. Sunteți parțial de acord? Da, parțial. Acum o amânare. Nu doar o amânare. Probabil că n-am fost înțeles corect. Nu doar o amânare. Pe parcurs îmi expun ce nu suntem de acord. Deci mi-am expus că nu suntem de acord cu ce acum se fac absorbție de unele facultăți, alte facultăți. Acum nu suntem de acord cu lichidarea Universității Agrare și am expus-o asta destul de cert, că nu suntem cu aceasta de acord. Nu suntem de acord cu lichidarea Institutului de Educație Fizică și Sport, cum ați spus și dumneavoastră, chiar dacă el pregătește în domeniul sportului. Eu l-am citat pe domnul Caduc, antrenorul emerit al Republicii Moldova. Da, de acord, da. Deci pregătim și sportul, de asemenea, este viitorul țării noastre. Nu suntem de acord cu aceea că aceste instituții, în special Universitatea Agrară, are niște blocuri destul de atractive prin centrul orașului Chișinău. Și nu e clară care va fi soarta lor în cazul când ei o să fie absorbiți de către Universitatea Tehnică. Ori Universitatea Tehnică este dezvoltată tehnic foarte bine. Apropo, ca ele și toate celelalte universități. Deci, nu știu cum să ne asigurăm că aceste blocuri, aceste cămine care sunt acolo, de asemenea o să rămână în cadrul universităților. Nu se, din nou, scrie presa, noi ne documentăm foarte de multe ori din presă, fiecare își face munca lui. Se vehiculează foarte mult că se presupune că ele o să fie vândute, noi suntem exact contra asta, ca ele exact să fie vândute. Se manipulează. Suntem contra ca ele protejează să fie transmisie la alții în gestiune și să nu rămână, doar în primul rând că nu ne pronunțăm pentru fuziunea și lichidarea acestor, în special acestor două universități, acestor două universități care sunt vitale pentru Republica Moldova. S-a manipulat foarte mult la subiectul proprietăților, ori universitățile au în proprietate, deci toate blocurile și terenurile sunt în proprietatea statului, universitățile doar gestionează aceste blocuri și terenuri și patrimoniul statului este protejat prin lege. În procesul reorganizării... Poate schimba destinația, de exemplu, sau nu? Poate statul, dar pentru aceasta trebuie proceduri speciale legislative și trebuie hotărâri de guvern prin care se demonstrează că nu mai este necesar un imobil sau un teren pentru a fi utilizat în domeniul educației și aceasta nu o face universitatea singură, dar face guvernul după multe analize și o analiză amplă și din perspectiva utilizării tehnice a imobilului și din perspectiva necesității și chiar și în viitor a utilizării acestui bloc pentru sistem educațional. Noi suntem, deci avem prevederi legale care nu permit înstrăinarea bunurilor din domeniul public, inclusiv din domeniul educației, chiar și în codul educației avem o prevedere care suplimentar este încă o condiție în plus și încă un pas în plus pentru a înstrăina și a nu mai utiliza un bloc de studii, de exemplu, la universitate în sistemul educațional. De aceea patrimoniul este protejat prin lege. Da, cred că trebuie să promovăm modelele bune, modelele interesante pe care le-au aplicat universitățile atunci când au transformat un obiect de patrimoniu care aproape nu mai putea fi folosit în niște spații de învățare foarte și foarte atractive și frumoase. Nu o să mă apuc să le înșir pe toate, dar într-adevăr sunt... foarte multe spații create și la Universitatea de Stat și la Universitatea Tehnică și în afara sau în apropierea universităților și Mediacorul și Artcorul și Techwin și Clasa Viitorului la Universitatea Pedagogică Creangă și foarte multe proiecte se întâmplă și aceste idei frumoase trebuie promovate pentru că se învață prin experiență, preluând experiență și de la alții. Spuneți-mi, dar noi urmăm un model anume, un model care, bicicleta sigur că a fost inventată, eu... m-aș orienta totuși mai mult spre Europa decât spre Namibia sau alte țări. Aceste practici s-au întâmplat? Au trecut vecinii noștri sau altcineva prin această experiență? Țările Baltice, Danemarca, au avut astfel de... au trecut prin procesele de concentrare a resurselor,
Acesta este un lucru de la sine înțeles că este necesar pentru a oferi șansă să se dezvolte sectoare. Să nu mergem departe, luăm chiar cazul României, ultimul absorpția Universității din Reșița de către Universitatea din Cluj, în care era o foarte puternică facultate de educație fizică, care și-a păstrat pentru prezent tradițiile. Dar atunci când domnul Surdu utilizăm noțiuni că se vehiculează undeva în presă, trebuie să fim pur și simplu mult mai atenți. Și mi-aduce aminte de Bulgakov de Inima de Câine, atunci când asistentul burmental stătea cu Preobrajanski la masă după prânz și zice: domn profesor, dumneavoastră ați citit? La ce Preobrajanski îi reproșează: nu citiți la prânz ziarele sovietice. Ele acționează asupra procesului de digestie. Pe altele nu sunt. Păi atunci nu citiți. Alimentarea aceasta de zvonuri pe parcurs aduce la prejudicii enorme, inclusiv sistemul educațional. Și adesea, inclusiv în această situație, cad și profesorii foarte mult în imagine negativă și nu reflectă întregul potențial. Primul lucru. Cel de-al doilea, cu privire la proprietăți. Noi trebuie să înțelegem foarte complicat pentru o instituție de învățământ să intri în posesia încă unei proprietăți. Și atunci eforturile cred că ar trebui să concentrate ca aceste proprietăți fie folosite rațional. Avem exemple multe în această ordine de idei și ducem discuții cu colegii, cu colegul meu Marian Preda la Universitatea din București, cu rectorul Universității din Iași, cu mulți alții din colegii, ne facem un schimb de experiență. În ceea ce privește Universitatea de Stat din Moldova, dacă chiar au fost tentative de acest gen de a atenta asupra proprietăților, dar ele țin de domeniul trecutului. Și în moment noi vom opta pentru fiecare proprietate să aducă resurse financiare suplimentare care ele să fie orientate spre îmbunătățirea procesului de studii. Și eu cred că două exemple deja le-am vociferat până acum, care timp de un an deja funcționează. Din minus 1.500.000 de lei, unul de obiective adus plus 600.000 de lei și tot se face într-un spirit de echipă. Dar replica cu Bulgakov, mi-ați spus-o uitându-vă țintă la mine, i-ați adresat-o totuși doamnei Darovă. Nu, nici de cum. Nici de cum, doamnei Darovă, că noi des folosim noțiunea de se vehiculează. Eu optez pentru colaborarea în permanență a surselor și încerc să operez... Nu din ziarele sovietice, dar dintr-o informație care mi-a venit acum prin internet, în 2020 o parte din fostele active ale Academiei au fost scoase la privatizare de către guvernul Chicu și vândute unor companii imobiliare. Așa a fost privatizate proprietățile Academiei de Științe. Păi, tocmai dar pentru ca moderator, să nu se mai întâmple așa ceva, trebuie să facem efortul ca și legea să fie respectată și să stimulăm aceste eforturi creative ale instituțiilor, pentru că posibilități de colaborare sunt și pur și simplu păcat că unele dintre universități n-au reușit. Dar eu cred că noi putem și trebuie să gândim și, apropo de colaborarea noastră în Parlament, cred că trebuie să gândim și inițiative ce am putea face pentru ca și mediul de afaceri să fie interesat să investească în cercetare, în educație, pentru că în acest moment, da, avem nevoie încă de foarte multe eforturi pentru creștere economică, așa încât să putem crește și investițiile în fiecare din domeniile sociale. Sau da, dacă îmi permiteți. Stimați cetățeni, la sigur că urmăriți această emisiune. Vă rog să nu urmați îndemnul rectorului și să nu citiți. Suntem în secolul 21. Vă îndemnăm să citiți cât mai mult, să vă documentați din diverse surse și să vă faceți și singuri o claritate la ceea ce se întâmplă. E clar și să vă uitați și la emisiuni de la televizor, unde oficialii vă răspund la întrebările dumneavoastră. Ceea ce ține de colaborare. Noi încercăm să colaborăm, doamnă deputat, avem peste 60 de inițiative legislative și doar două tehnice au fost votate de către Parlament. De aceea sperăm pe viitor că și inițiativele noastre o să fie votate, să începem de la acelea care deja sunt și evident că mai venim și cu altele noi, fiindcă am venit în Parlament ca să facem bine cetățenilor, ca să le îmbunătățim viața, care de zi cu zi este tot mai grea, dar nu este tema emisiunii date, dar totuși viața devine tot mai grea și mai complicată. Absolut de acord cu dumneavoastră. Orice inițiativă bună, atâta timp cât nu este populistă și doar de dragul inițiativei, trebuie să fie susținută.
Doamna Darovână, domnul rector Șarov este aici în studio. Nu trebuie să vă adresați dumnealui prin intermediul spectatorului care ne privește. Aveți o dezbatere liberă într-un spațiu absolut liber care se cheamă emisiunea Bună Seara. Eu m-am adresat cetățenilor să nu urmeze sfaturile domnului rector. Stați că asta deci este important atunci deci, când de cetățenii... Eu nici de cum n-am dat sfat cetățenilor. Eu am adus un... Asta era exemplu cu vehiculare. Un exemplu din Bulgakov în care... S-au rostit cuvântul vehiculare. Deci noi dacă vehiculăm cu anumite cifre care le preluăm dintr-o parte în altă, trebuie să avem o idee foarte clară cu ce cifre vehiculăm. Dumneavoastră nu sunteți de acord că ați avut 50 de milioane pierdere în anul, la finele anului 2020? Deci este 51 de milioane. Da? Sunt o urmare, dacă observați dumneavoastră, din 2017, 2018, 2019, sunt rezultate a amortizării. Este un joc la dumneavoastră de cu totul altceva. Dar sunt sau nu sunt pierderi? Eu o să vă prezint. Dar nu căutăm acum componența lor. Ele sunt pierderi. Și dumneavoastră, acum devenind doamna Darovână, dacă îmi permiteți, în situația aceasta, un lucru important care se va întâmpla și în cadrul proceselor de consolidare și fuzionarea instituțiilor, va fi și această analiză și reevaluarea proprietăților. Pentru că ceea ce înseamnă amortizarea existentă acum într-un raport financiar nu înseamnă pierdere, dar înseamnă că cineva în 2015, în 2016, în 2010 nu a făcut evaluarea patrimoniului. Și acum trebuie să fie făcut. Și da? Este acolo ca pierdere. Și dar asta este amortizarea. Eu nu sunt economist, dacă sunt contabil, dar sunt clare lucrurile. La două întrebări scurte. Doar la această temă aș vrea și eu să comentez. L-am întrebat pe domnul Budeanschi, de unde sunt 700 de milioane pentru reforma aceasta? Domnul Budeanschi nu ne-a dat un răspuns. Deci completare la întrebare. De unde au luat 700 de milioane pentru reformă? Chiar dacă ele sunt în tranșe pe o perioadă mai îndelungată de timp. 700 de milioane sunt din bugetul de stat. Evident. În cadrul proiectului reformă. În cadrul proiectului reforma învățământului în Republica Moldova, care presupune tocmai modernizarea învățământului superior. De aceea, acești bani sunt cu siguranță și vor fi utilizați pentru unde? Modernizarea unde universităților. Că la moment nu sunt. Domnul în bugetul de stat este aprobat prin lege proiectul. Deci, lămâriți-vă cu ministrul finanțelor. Dumnealui mi-a răspuns că nu sunt. Vă explic. La moment. Acești bani sunt aprobați, este împrumut la Banca Mondială, aprobat prin lege în Parlament și ele vor fi utilizate exact conform legii și acordului încheiat cu Banca Mondială. De aceea, aș vrea să menționez că domnul rector, când a dat acel exemplu, probabil s-a referit că atunci când citim o informație, trebuie să înțelegem ce este manipulare și ce este adevăr. De aceea, eu chiar recomand să fie citit documentul nostru publicat cu privire la această reformă, fiindcă eu nu am auzit nicio analiză pe datele care sunt prezentate, eu nu am văzut, am văzut doar crâmpeie de fraze care sunt prevăzute deja în tipul acesta de documente. De asemenea, dacă vorbim de proprietăți, eu chiar vreau să spun o tentativă de care a avut un alt minister cu câțiva ani în urmă de a scoate din utilizarea domeniul cercetării un întreg institut cu vreo 70 de hectare și domnul Șarov, fiind ministru și secretar general, s-a opus acestui proiect. Noi nu am permis ca din domeniul cercetării să fie scos acest patrimoniu și utilizat în alt scop și au continuat și cu alți miniștri și putem să citim, proiectul este public și să vedem cine au fost inițiatorii și de ce a fost și cum a fost argumentată această necesitate, dar nu s-a produs, fiindcă Ministerul Educației și Cercetării are interesul ca patrimoniul destinat domeniul cercetării și domeniul educației să fie utilizat anume în aceste scopuri. La cele 700 de mii vă referiți, la cele 35 de milioane oferite sau am trecut sau în 2020 domeniilor pedagogice și pentru reforma curriculară și pentru reforma instituțională pentru reparații și așa mai departe, sau mai fost încă un credit? Fiindcă pe acela eu am încercat să aflu cum el se consumă, sunt bani publici și am trimis chiar și două interpelări, nu știu exact dacă când sunteți dumneavoastră ministru, dar ele sunt la minister, la care așa și nu am primit răspuns. Și apropo, acum, după ce am modificat curicula la Institutul Pedagogic, acum facem modificarea structurii organizatorice acestui institut, venim cu alte specializări, nu știu, posibil cu altceva, și pentru ce am consumat aceste 35 de milioane?
Sunt 35 de milioane de euro destinate pentru învățământul superior și noi vom utiliza exact în scopul în care a fost anunțat. Ele erau exact domeniului pedagogic, domnul nu, ministru. Nu, pentru, erau pentru domeniul pedagogic. Noi discutăm pentru domeniul pedagogic. Cui erau indicații precizăm. Sunt patru domenii. Domeniul pedagogic, domeniul IT, domeniul inginerie și medicină. Mi s-a răspuns că este secret comercial și, sau nu știu de care secret, nu putem să vă divulgăm date, cine e acolo? Legea este, acest proiect este aprobat prin lege. În răspunsul la interpelare, dacă... Dar nu putea așa să fie, la minister? Dacă întrebați date cu caracter personal, acele chiar nu pot fi. Dacă îți dai caracter personal, dar doamna Rona, lucrurile astea după mine... Haideți să facem o ordine, să ne auzim unii pe alții. Domnule Șaru, vă rog. Lucrurile după mine sunt elementare. Lucrurile astea după acest proiect au durat undeva vreo 5 ani. Una din condițiile principale în discuțiile cu Banca Mondială vis-a-vis de acest vorbim proiect. Vorbim despre diferite proiecte. Nu. Este doar, unul doar un moment. Absolut nou. Vă spun eu. L-am votat eu acest personal proiect, fiind deja deputat. Și condiția a fost inclusiv legată de reforma învățământului superior. Zic de discuții și unul de a fi semnat. Eu nu la acela am acești patru au fost patru domenii. Pedagogie, medicină, IT, inginerie. Da? Nu, eu proiect nu la acest, domnul realizat... Șaru, nu la acesta mă refer. Altul, a fost altul care l-a votat noi în Parlamentul deja după 2019, doar că nu. Haideți să nu intrăm în subtilități tehnice, pentru că telespectatorii care ne privesc, sigur că nu le cunosc. Este lucrul dumneavoastră în Parlament, în Minister, pentru care aveți un salariu, iar pe noi ne scriu telespectatorii și suntem obligați să le adresăm întrebările. Mihail HD întreabă, cum rămâne cu statutul de universitate evacuată a Universității de Stat din Tiraspol? De ce nu Universitatea Creangă să fie absorbită de Universitatea din Tiraspol? Și dă argumentul, întrucât această universitate pregătește mai mulți profesori de matematică, chimie, profesori de matematică, chimie, geografie, etc. Universitatea Creangă nu are studenți mulți la aceste specialități, îndeoseb la matematică. Argumentul, vă rog. Numărul de studenți la Universitatea Creangă este mai mare decât numărul de studenți la Universitatea de Stat din Tiraspol. Procentajul studenților de la Universitatea de Stat din Tiraspol care fac studii la frecvență redusă este mult mai mare decât la Universitatea Creangă din Chișinău. Prin urmare, noi utilizăm principiul ca la universitățile mai mari să vină alte universități mai mici, dar nu contează prea mult la care universitate. Important că noi două universități care le fuzionăm, creăm o universitate mai puternică și care va oferi studii mai bune pentru tineri. Ele se unesc pe paritate, pe picior egal sau nu? Am spus că are unica diferență când este vorba rectorul de absorpție. Fiindcă și director, este o... am înțeles da, că este vorba. Da, doar poziția director, fiindcă în acest caz nu desfășurăm un alt concurs. Procedura de fuziune pe picior de egalitate ar fi mai lungă și mai de durată. Dar și atunci esența putem noi aceeași bănui că acesta este un protest al rectorilor care nu se regăsesc sau a unor șefi care nu se regăsesc în schema de încadrare? Nu neapărat. Nu neapărat. Cred că este și o situație în care este greu să te detașezi de ce înseamnă pentru tine personal, care ai lucrat foarte mult într-o entitate, să te detajezi de la partea afectivă și emoțională care înseamnă această... Este adevărat, este foarte greu, dar nu este imposibil. Și totuși, eu cred că trebuie să fim vizionari cu toții și trebuie să vedem care sunt pașii pe care să-i facem pentru că acest proces să se întâmple foarte bine. Cum spunea și domnul ministru, universitățile, într-adevăr, au în pregătire specialități diferite care o să fie complementare pentru domeniul științelor educației. Și la Tiraspol întotdeauna, sau la Universitatea din Tiraspol, întotdeauna s-a știut că un domeniu de pregătire foarte bun este cel al științelor, în special biologie, geografie, chimie pentru profilul educațional. La Universitatea Creangă sunt celelalte complementare și da, este această parte, cum ziceam, de afectivitate, dar cred că acum efortul trebuie să fie în a face un proces cât mai bine organizat, pentru că universitățile urmează să colaboreze foarte strâns în acest proces și a dezvolta noi idei. Da, eu m-aș bucura foarte mult, cum zicea doamna Darovana, să apară și specializări noi, să apară și profesii ale viitorului și nu doar pe domeniul IT, pentru că și
în domeniul educațional, tot sunt lucruri pe care noi am putea să învățăm să le facem și să le oferim studenților, așa încât ceea ce se întâmplă pe urmă la clasă chiar să asigure un proces foarte bun și cele mai bune opțiuni pentru copii. Domnule ministru, sau răspundeți cine poate, procesul a pornit, depunerea actelor la universități este în proces în acest moment sau nu? Nu. Procesul de admitere va începe la 25 iulie. Până atunci vom avea, după aprobarea acestui document, vom avea suficient timp ca să-i formăm tinerii la care universități se depun actele în acest an, dar este informația și nu publică. Nu chiar suficient. Dacă un tânăr s-a pregătit în mintea lui, a zis în mai că va merge la o universitate, cred că nu aveți chiar atât de mult timp cum spuneți. Dar avem resurse informaționale, inclusiv presa. Eu cred că va fi suficient timp. În afară de aceasta, chiar dacă un tânăr s-a gândit să meargă la o universitate care este implicată în acest proces de fuziune, el va merge până la urmă la o universitate mai mare, mai puternică, care va întâlni, și în acea universitate va beneficia atât de profesori extraordinari de la universitate și de profesori extraordinari de la altă universitate. Deci va fi un colectiv care va crea mai multe oportunități pentru tineri. Ce se vor întâmpla cu contractele deja existente, internaționale sau naționale, pe care instituțiile care vor fi absorbite le au? Procesul de absorpție presupune păstrarea tuturor relațiilor contractuale care le are instituția publică absorbită. Și proprietățile și înțelegerile contractuale. Dacă vorbim de studenți, studenții își vor păstra forma de învățământ, programul de învățământ și locul bugetar, dacă el are loc bugetar, și dacă este la învățământ cu taxă, își va păstra același cuantum al taxei. Deci taxele nu vor fi reevaluate, contractele vor fi păstrate, vor fi moștenite într-un fel de... Da. Fiindcă au fost o relație contractuală între studenți și universitate și această relație contractuală este păstrată și în noua universitate. Din păcate am ajuns la final, au rămas 4 minute pentru concluziile pe care vă invit să le faceți. În lipsa rectorului Universității din Tiraspol, aveți câte un minut fiecare pentru a spune concluzia dumneavoastră telespectatorilor. Vă rog. Și pe final, de ce noi susținem această reformă? Susținem această reformă fiindcă sistemul educațional este nefinanțat, subfinanțat. Menținem această reformă pentru că trebuie finanțări suplimentare, inclusiv majorarea locurilor la buget, majorarea burselor studenților și, nu în ultimul rând, majorarea salarizării profesorilor. Îmbunătățirea calității studiilor, altfel, din 10.000 de studenți la ciclu 1 licență, să nu ne fugă peste prut 3.000 care în fiecare an merg la studii în țara vecină. De ce suntem contra acestei reforme? Această reformă a fost făcută foarte rapid, peste noapte, practic. Prin această reformă, categoric nu susținem lichidarea Institutului Universității Agrare, deci bine, în maniera în care a fost anunțată, dar el nu o să mai fie. Categoric nu susținem lichidarea Universității de Sport. Vrem să fie tot transparent ce se face cu proprietățile, cum și-am mai anunțat, acestor instituții. Și multe alte probleme care mai există. Și pe final, dacă îmi permiți ultima frază, Sport. Domnul ministru, în rezultatul acestei reforme, vă dați demisia sau nu? Nu îmi dau demisia, eu cred în această reformă și o să vedem într-un timp foarte scurt care sunt beneficiile acestei reforme. Într-un an, doi, deja o să fie mult mai bune condiții în universități și programe adaptate și noi specialități deschise pentru creând astfel oportunități tinerilor. Și concluzia dumneavoastră și întrebarea mea este, nu veți ceda la presiunea publică care oricum este, veți merge înainte? Voi merge înainte fiindcă mă gândesc la tinerii noștri și la viitorul țării. Pentru aceasta noi trebuie să creăm un sistem de învățământ superior performant, astfel încât să oferim oportunitățile și toate studiile necesare tinerilor aici acasă, fără ca să plece în alte universități să le obțină. După 2 săptămâni de discuții publice, trag concluzia că proiectul care e pregătit de minister, nu am găsit contraargumente pentru că facem ceea ce trebuie. Cred în această reformă și noi vom duce până la capăt. Vă mulțumesc, domnule Șarov. Da, eu cred că rezultatul acestei reforme trebuie să avem grijă de oameni. Factorul uman
Oamenii au fost bogăția principală a Republicii Moldova și nu numai universitățile de stat, dar a instituturilor de cercetare de la Academie. Nu trebuie să există o politică a fratelui mai mare față de cel mai mic, o politică foarte bine echilibrată și respectiv sper că o parte a sugestiilor care au fost făcute în cadrul acestor negocieri să fie regăsite în proiectul final al hotărârii de guvern. Și încă un moment foarte important, vreau să profit de această ocazie și să îndemn absolvenții să vină la instituțiile de învățământ superior de Republica Moldova, la Universitatea Stat, Universitatea de Medicină, Universitatea Tehnică, Universitatea Pedagogică, fiindcă avem colective extraordinare și din acest an și cu specialități noi care corespund rigorilor secolului 21. New Media, Web Design și multiple altele. Și venim în audiovizuale modernizate în multiplele universități în care investițiile deja au fost făcute până acest an. Sper să nu fim taxați ca publicitate, pentru că atunci când îndemn tinerii să vină la carte, este un lucru social foarte important. Vă rog, minutul dumneavoastră. Cred că aș vrea să îndemn pe toată lumea să facem efortul și să facem o acțiune de echipă în tot acest proces. Îndemnul și pentru toți colegii din universități este să nu se teamă, să își înlăture temerile, să încercăm cu toții să ne eliberăm de sindromul drobului de sare, în loc să ne gândim, vai, dar ce s-ar putea întâmpla, să zicem, dar de ce nu? Și să începem să mergem cadențat spre realizarea acestor acțiuni de consolidare și de îmbunătățire a calității în sistemul nostru educațional și de cercetare. Și pe final aș vrea să zic doar că nu aș avea nimic mai bun de spus decât haideți să revedem totuși definiția din DEX a universității, care zice că aceasta este o instituție în care sunt multe facultăți și secții, și să vedem, poate o împrumutăm pe cea de la Oxford Dictionary, care zice că universitatea este un loc în care te duci să înveți și să faci cercetare. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sigur că în discuție se află adevărul. Sper că adevărurile personale a dumneavoastră în această seară s-au mai apropiat cât de cât. Dacă va fi nevoie, emisiunea Bună Seara va mai reveni la aceste dezbateri, pentru că sunt foarte importante pentru cetățeanul Republicii Moldova. A fost Bună Seara. Ne revedem în scurt timp. Vă vom anunța într-un spot publicitar. O seară bună. Bună seara.